Stimată doamnă președinte, onorat plen, dragi colegi și dragi cu cetățeni, instituirea unui ster de urgență este necesară, iar prioritară, iar prioritatea noastră trebuie să fie, desigur, oprirea răspândirii infecției și lupta cu pandemia. Acum Parlamentul trebuie să dea dovadă de consens și să se concentreze asupra ceea ce ne unește, asupra interesului comun și nu asupra ceea ce ne desparte, și ne face diferiți. Pe de altă parte, suntem obligați să luăm în calcul toate riscurile care vin la pachet cu această criză, inclusiv un posibil dezastru economic și social, iar orice neglijență comisă azi ne-ar putea costa scump înainte. Efectele asupra economiei sunt deja evidente, iar dacă nu vom întreprinde măsuri urgente, va fi mult mai greu după aceea să luptăm cu consecințele ei. Apreciem eforturile instituțiilor statului de a combate epidemia și vom asigura tot suportul necesar pentru a nu permite agravarea situației. Și în acest context, dați-mi voi încă o dată să apreciem și să le exprimăm toată gratitudinea noastră celor care stau în prima linie și luptă cu pandemia, medicilor. Înțelegem că azi nu există loc pentru speculații și demagogie, iar interesul general trebuie pus deasupra celui personal sau de grup. În același timp, Condamnăm cu fermitate unele acțiuni care denotă clar că cineva profită de pe urma acestei crize. Mă refer în special la factorul politic, care în aceste zile a prevalat, atrăgând după sine riscuri inutile. Oricât ar încerca guvernarea să se ascundă după articole din lege, alegerile din Hâncești au demonstrat lipsă de responsabilitate și contradicții în termeni. Sperăm să nu avem efecte adverse grave, deși astăzi deja acestea sunt extrem de greu de estimat. Același lucru îl putem spune și despre întârzierea forțată cu care a fost decretată starea de urgență, deși unele măsuri luate înainte se înscriau anume în această logică. Prin urmare, anumite acțiuni ar putea cădea literalmente sub incidența noțiunii de, legate de abuz de putere. Acum este mai mult decât evident că scopul acestei tergiversări a fost de a câștiga timp eventual pentru formalizarea unei coaliții de guvernare și remanieri guvernamentale. Se vede că pandemia le-a stricat un pic din planurile colegilor socialiști și democrați, prin urmare au decis să facă abstracție de riscuri și să-și aducă planurile până la, la bun sfârșit. Este clar că remanierile guvernamentale sunt bazate pe niște înțelegeri între cele două formațiuni care presupun partajarea puterii nici de cum pe niște nevoi obiective menite să îmbunătățească actul de guvernare. Însăși, prim-ministru Chicu recunoștea recent că în actuala situație de criză este riscant să schimbi miniștri, mai ales pe cei care răspund de domeniile cheie de luptă cu pandemia. Dar voi ce ați făcut? Ați schimbat ministrul economiei exact în momentul în care acest minister are o responsabilitate uriașă de a preveni un posibil dezastru economic. Ați schimbat ministrul apărării, care iarăși are o povară mare în aceste zile. Nu neg nu neg, dragi colegi, profesionalismul și capacitățile noilor miniștri. Dar orice om, indiferent de cât de pregătit este, are nevoie de o perioadă de adaptare. Dar noi nu ne permitem azi acest lux de adaptare. Dumneavoastră, fostul domn prim-ministru Pavel Filip, știți foarte bine în virtutea faptului funcții pe care ați desinut-o cât de important este stabilitatea în momente critice. De aceea nu înțelegem dorința de a ajunge cu orice pres la guvernare, care în, în cazul de față este lipsită de argumente logice. Și SRM și PDM au pus interesul politic deasupra celui național, iar asta este foarte grav. Aici, în plenul Parlamentului, prim-ministru Chicu, și păcat că nu este aici acum alături de noi, a vorbit despre faptul că la moment nu avem efecte economice. Noi cei din plenul Parlamentului am spus deja că prin această hotărâre de Parlament nu face altceva decât să reitereze prevederile unei legi existente și că noi așteptam măsuri clare, mai ales măsuri economice. Domn prim-ministru, poate o să ne urmăriți sau o să citiți această stenogramă. Haideți să luăm un exemplu, agricultura. Încep sau deja sunt lucrările agricole, dar agricultorii unde să meargă să-și cumpere semințele? Sau unde să meargă să-și cumpere piesele de schimb pentru echipamentele agricole? Sau, so, haideți să luăm un exemplu a unui tânăr care stă în chirie și primea banii din Italia. Fiindcă noi știm foarte bine că transferurile din Italia sau din Federația Rusă o să scadă și nu o să mai fie pe timpul pandemiei. Dar acel tânăr care plătea chiria, dar acel proprietar care primea acea chirie și îl poate are împrumuturi, deci efectele deja sunt. Deja sunt efecte negative și noi, în loc să vină Guvernul Republicii Moldova astăzi aici în plenul Parlamentului cu măsuri economice și sociale, a venit pur și simplu cu reiterarea unor prevederi de lege. Sigur, dragi colegi și onorat plen, noi vom susține decretarea stării de urgență și vom vota acest proiect de hotărâre care îl considerăm că este întârziat, el trebuia să vină deja de două săptămâni sau cel puțin săptămâna trecută, când aici, în plenul Parlamentului și nu doar, vorbeam despre pericolele foarte mari. Îmi pare foarte rău că unei au considerat că e mai profesionist să vii și să faci, te dai spectacol și în show aici în fața plenului Parlamentului, dar nu să iei în considerare inclusiv propunele care au venit din partea opoziției parlamentare. Doresc tuturor cetățenilor sănătate în primul rând. Sunt sigur că Republica Moldova va trece prin această perioadă grea. Dar în această perioadă, pentru ca să fie mai ușoară, trebuie să existe solidaritate și profesionalism. Solidaritate din partea noastră a tuturor și a tuturor cetățenilor, dar profesionalism în abordare și inclusiv prin acțiuni concrete și nu doar cu unele declarații precum a fost făcut până acum. Vă mulțumesc foarte mult!